Bună dimineața, stimați rădăuțeni, suntem astăzi 4 iulie, într-o zi frumoasă, într-o zi în care nu o să mai avem ploaie așa ca ieri. La Suceava a fost grindină, dar și în o mare parte din județ. Din păcate așa se întâmplă, toate vin de sus, bune sau rele, fără îndoială. Numai că din ceea ce știm noi la această oră, din date neoficiale, n-au fost produse pagube foarte mari pentru agricultură. Vom vedea din comunicatele pe care le vor da în mod sigur instituțiile statului, în special prefectura, pentru că Direcția Agricolă deja este o instituție cu picioare de lemn, cu trup de lut și cu creier de copil mic și neast împărat. Avem astăzi, vom avea un telematinal extraordinar de complex, cu foarte mari surprize, dar prima surpriză pe care vreau să o aduc în fața dumneavoastră, din păcate, este una negativă. Titrează ziarul Monitorul pe prima pagină, deschide ediția de astăzi, 4 iulie spuneam, cu următorul titlu. Primarul din Rădăuți, Aurel Olărean, acuzat de fapte cu izm mafiot. Într-un autodenunț depus ieri la Poliția Rădăuți, Colep SD descrie mai multe afaceri din lumea interlopă, în care actualul edil a acordat oameni pe care să-i plătească pentru a incendia, atenție, pentru a incendia o televiziune rivală, dar și pentru a-l bate, ca la carte, pe Constantin Boleacul, fostul director al primăriei Rădăuți. Actual, dacă știți, actualul contabil șef, director financiar al spitalului din Suceava, Sfântul Ioan cel Nou. O să revenim asupra acestui subiect destul de important, zic eu. Din păcate, noi cei de aici, de la televiziunea Telenou, noua televiziune din Rădăuți, nu ne simțim în siguranță, pentru că aceste fapte irresponsabile ale primarului din Rădăuți ne pun viața în pericol. Nouă celor din studio, dar și celor care sunt aici în televiziunea noastră, televiziunea cea nouă din Rădăuți. Să spunem că avem ca invitat în această zi, la telematinal, domnul Bondi Stenzler. Așa, a spus bine, nu? N-a spus bine. Stenzler. Și pe domnul colegul nostru, Corneliu Cârdeiu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit la noi în studio, domnule Stenzler, veniți de departe. Venim departe, dar ați relativ. Dar ați plecat de aproape când ați plecat. Da. Ați plecat din Rădăuți, nu? Am plecat din Rădăuți, adică am plecat din România în 75 și de atunci sunt în Israel și vin în fiecare an, de atunci în fiecare an vin la Rădăuți. Poate că telespectatorii se întreabă cine este domnul Bondi Stenzler și ce caută în matinal. Hai să spunem că este opera mea și că ne leagă o prietenie foarte veche, că n-am vrut să vin la tine matinal cu mâna goală și am zis vin cu cel care a fost primul toboșar de la formația arhi bine cunoscută Roșu și Negru. Bondi Stenzler poate să se facă chiar vinovat de înființarea, de ideea de Roșu și Negru și de înființarea acestei formații. Ne leagă o prietenie veche, spun, pentru că eram într-un an tot pe aici, pe lângă calea Cernăuți, se sfințea o pancartă, o plachetă pe o clădire. Ne-am întâlnit după foarte, foarte mulți ani, deci după toată etapa comunistă și după, cred, probabil la prima venire a domniei sale în România post-revoluționară, ne-am întâlnit, ne-am îmbrățișat, ne-am bucurat să ne revedem și am zis, te aștept mâine la o cafea. Numai că acel mâine a fost peste 4 ani, pentru că vorba unui prieten, măi, Bondea al nostru, o lua și-a făcut un infart și-a plecat înapoi în Israel. Și pentru că o lua și-a făcut un infart, a venit peste 4 ani la o cafea. Asta a fost la zilele Rădăuțului. Tot erau zilele Rădăuțului, sigur că da. Zilele Rădăuțului, Mircea Băncescu, chiar ce era, conducea toate trupele de dans. Și a doua zi am făcut atacul de inimă și m-au luat cu avionul acasă. Da, și ne-am întâlnit, dar din prima noastră întâlnire în studio la mine a poposit Larry Salzman. O altă figură, Lorenz Salzman, da. Salzman, da. Deci o altă figură bine cunoscută rădăuținilor, un om care a făcut foarte, foarte multe fotografii și un filmuleț despre Rădăuți în perioada comunistă. Multe din imaginile vechi din Rădăuți pe care în colecția personală le-am și de la Lorenz. Unul din filmele lui despre Rădăuți este tradus de mine și pus pe YouTube, A Song of Rădăuți,
care și recent, și recent scos celălalt făcut din fotografii. Din fotografii amintiri, care a răscolit prin toate peliculele de 16, da, și a făcut o readucere în care a mai apus și lucruri ceva mai noi. La comunitatea evrească din Rădăuț există un album de fotografii vechi, foarte, foarte bun, autor, același personaj, care o vreme n-a văzut clientela cui se adresa, pentru că era considerat indecent, pentru că se făceau... Dar unii au fost, s-au simțit jigniți. N-a fost nimeni jignit. Eu personal cred că trebuie să acceptăm fotografia de nou, în orice sens. Fără doar și poate că, primul rând, are cartea de Last Jews of Rădăuț. Ultimii evrei din Rădăuț. Da, ultimii evrei din Rădăuț, în care fotografiile respective au fost expuse în toate expozițiile mari din lume. Așa este. Și la Paris, și la New York, și peste tot, e considerat un fotograf profesionist. Categoric. Cu un succes foarte mare și acum la site-urile lui apar multe lucruri, nu numai din România, dar are legătură directă cu Rădăuțul, bineînțeles. Da. Să începem cu începutul. Cu roșu și negru. Sigur, roșu și negru. Ideea venind de la Stendhal, nu? Nu. O să vă spun povestea, vă rog, după cum o știu eu. Începutul. Da. Eu eram la Iași în perioada respectivă, eu mă refer la anul 66, și în perioada respectivă am înființat o orchestră cu numele de Gaudeamus. Orchestra respectivă de Gaudeamus avea în componența ei, avea, în afară de mine, așa, șeful orchestrei, era la gitară Florin Marcoviș, Dumnezeu să-l ierte, gitaristul, acompaniament, era Sandu Winkler, gitarist solo, era Moby sau Daniel Ciornea, basistul, care am de gând să mă duc să-l vizitez în Iași, săracu-i, cu hemiplegie și foarte rău, într-o stare foarte rea, și cântam la Casino, la Eforie Sud, cu un succes, acum pot să-mi permit să spun, cu un succes destul de mare, iar în spatele nostru, la un restaurant în stânga, cum ar veni în stânga Casinoului, cântau o formație Cromatic. Da, de care am auzit. Eu și-am cântat la chitară în tinerețea mea. Erau trupe la acea vreme, erau trupe destul de interesante. Vorbesc la acea oră despre Sideral, care au plecat cu toți afară. Sideral, Meteor, așa cum au făcut toți, până la urmă, trupele bune. Așa a plecat și Dan Andreea și formația Felix și mulți muzicieni, din păcate, români în perioada de dictatură. Eu știam despre Tudan. Tudan a venit din Tudan. Tudan a venit mult mai târziu. Până la Tudan e o epocă întreagă, efectiv. Adică Nancy venea la noi, că el termina programul la restaurant la lui. Nancy Brandes cânta la restaurant cu Cromaticul, niște greci. Venea la noi, am multe fotografii în domeniul ăsta, puse pe net. Și venea la noi și cânta cu noi. Și așa ne-am cunoscut. Asta a fost primul contact cu Nancy Brandes, care ulterior am devenit prieten și el peste tot spunea cel mai bun prieten al meu. Așa. Ne-am întâlnit din nou la Iași, că am mers să dăm admiterea la conservator, la George Enescu, și am aflat de Nancy ce-i poate pielea, ce-i poate mâna, și mai ales ce-i poate capul. Adică era în primul rând era un orchestrator și este un orchestrator foarte bun. De compus el n-a prea compus, a avut succese foarte mari, bineînțeles, și în România și în Israel. Și i-am predat lui bagheta la orchestra Gaudeamus, pe formatul orchestrii Gaudeamus s-a schimbat numai gitaristul, care în locul lui Sandu Winkler a venit Emil Trocan, actualmente medic veterinar în Tulcea. Și suntem în legătură permanent. Ce înseamnă viața? Ce înseamnă viața, da. Duce soară, și astfel s-a format orchestra Roșu și Negru. El, Nancy, venind cu numele de Roșu și Negru din București, unde avea o trupă Roșu și Negru, cu Mirabela Daur, care cânta cu ea. Mirabela Daur. Era pământul cald pe vremea aia. Da. Mirabela Daur. Am început să cântăm la Casa Tineretului, eram în concurență cu Meteorul de la
acum sunt în legătură cu Arnautu, care era basistul de la Meteor. Și lucrurile au mers așa până am ajuns la Bucegi, la într-o vacanță cântam într-un club undeva și acolo ne-a văzut o producătoare de la televiziune și ne-a invitat la București. În ce an? Cred că 67, 68, așa ceva. Am uitat numele ei, l-am undeva scris. Și a fost prima emisiune în aer liber a televiziunii române cu orchestra Roșu Negru. A fost deja curent cu lucrurile acela fantastic, destul de simplu, pentru că simplu a fost muzica celor de la Beatles, au schimbat doar accentele și au făcut revoluție în muzică până una. Da, noi am obținut un disc de Beatles-lor, celebrul Sgt. Pepper's, da. Și am început să producem, dar atunci era problema că n-ai voie decât muzică neaoș. Cu toate că s-a făcut neaoșă. S-a făcut o deschidere, dar mult mai târziu, prin 71-72, atunci când se simțea în Europa de Est, apăruseră Ilișii, General, 5.000 de volți, deja se simțea o deschidere în Europa de Est către muzica de bună calitate. Probabil că și la noi, în anii 70, 71-72, dar n-a ținut foarte mult, până prin 77-78, s-a tras cumva cortina, dar doar pe jumate, nu cortina întreagă. Un fapt curios care pot să vă povestesc, că în perioada respectivă, cine era răspânzător de toate orchestrele de pe litoral și cred că și din țară era fratele lui Eugen Frunză din Rădăuț. Da, era domnul serios? Frunză, așa? Era șeful orchestrelor la TAPL. A, răspundea de administrare cumva, de împărțirea pe... Numai de orchestră, adică programul lor... Nu cenzură. Și cenzura. Trebuia să prezinți un repertoriu în care 70% românesc. Muzică românească, 20% muzică populară și restul lucruri tot supravegheate. Dar bineînțeles că, cum se spune, românul se descurcă, nu poate fi tradusă în nicio altă limbă. În vremea aceea trebuia să susții un atestat pentru a cânta într-un restaurant? Categoric. Trebuia examene. Să ai atestat, sigur. Două cuvinte despre Bondi Stenzler rădăuțeanu. Până la plecarea la Iași, până la Roșu și Negru. Pentru că emisiunea noastră e urmărită de rădăuțeni. Așa. În primul rând, dacă întrebarea e foarte importantă. Și mulțumesc că m-ai întrebat. Da. Sunt născut în Rădăuț, suntem familia mea, suntem de 4 generații rădăuțeni, adică tata, bunica și tatăl bunicii. Familia originală e din Șlezia, n-are importanță. Eu m-am născut în Rădăuț. Din Silezia. Silezia. Am spus în ebraică. Și m-am născut pe Ștefan cel Mare în curte la doctorul Brenner, unde era în centru. La vârsta de 2 ani am trecut pe Ștefan cel Mare 71, unde casa mai există și ultima soție al tatălui meu, care a murit la 99 de ani și o lună și mi-ai făcut un film cu mortare. Da, pentru că era în spital. Eram în spital. Da, și ți-am trimis în Israel. Am spus rugăciunea prin telefon mobil. Deci, m-am născut în Rădăuț. Am avut Rădăuț în perioada copilăriei mele și mă refer cel puțin până la vârsta de 13 ani, 14 ani, am trăit în Rădăuț, am făcut grădinița, școala, Urmuzache și în perioada respectivă am avut un grup foarte mare de prieteni, cum era împărțit Rădăuțul atunci, aproximativ în trei treimi. O treime germană, o treime evrei, o treime români. Uh-huh. Era o viață foarte armonică. N-a existat, eu n-am avut niciodată niciun... Divergențe și mai ales nicio afirmare de... N-am avut niciodată simțământul că, de antisemitism. Niciodată. Aici în Bucovina naționalitățile Primul șoc pe care l-am avut venind în Bucovina, de fapt cu părinții în excursie, eu sunt din partea de sud a țării, așa cu părinții în excursie pe la mănăstire am mai fost, dar am rămas o vreme, în anul 1998,
cred că vreo 6 luni la Suceava. M-a impresionat extraordinar de mult acest cocktail de naționalități și de religii aici, da, aici în Suceava. Este extraordinar cum aici se sărbătorește Paștele atunci când cade separat catolic, cel catolic față de cel ortodox. Practic aici există două sărbători de Paște. Da. Există familii mixte. Eu zic că Bucovina și Suceava în general, nu neapărat vorbim despre Bucovina, este un exemplu de conviețuire etnică și religioasă. Este un exemplu pentru foarte multe zone din Europa, acolo unde încă arde focul viu al naționalismului și al șovinismului. Suntem exemplu pentru regiunea Tirol, pentru Alsația și Lorena, dar în special pentru Irlanda de Nord și Țara Baștilor. Sunt țări europene care își tot dau cu cărămida în piept că sunt civilizate, dar care până la această oră n-au reușit să rezolve aceste probleme extrem de actuale, din păcate. Spuneați că n-ați simțit niciodată antisemitismul. Da, dar trebuie să vă părăsc cumva înainte de emisiune. Domnul Schlenzer mi-a spus vreo 45 bancuri cu evrei. Da. Și ce erau în asta? Ce evrei nu zâmbesc? Da. Eu totdeauna am fost convins că capacitatea de a râde de tine însuți, da, e una din cele mai bune. Adică umorul propriu, să poți să râzi de tine însuți, nu numai de alții. Dovadă de caracter. Da, și în afară de asta, în Israel, unde sunt atâtea etnități, fiecare râde unul de celălalt. Serios? Nu există. Sunt bancuri cu ruși, bancuri cu români, bancuri cu... Bancuri cu marocani, cu iemeniți, din toate... N-avem noi timp să încep eu să debitez bancuri de toate etnitățile, dar vreau să revin cu chestia cu antisemitism. Eu am născut în 46, deci ceea ce se cheamă a doua generație după Holocaust. Toată familia mea a fost în Transnistria. Mă refer la 50 și ceva de persoane. Ăsta e un punct sensibil, eu știu. Și totdeauna au fost probleme și discuții și contraziceri și mai sunt și acum. Netul și Facebook-ul e plin cu chestii din astea, ca să nu mai aduc aminte personalități precum profesorul Coja și așa mai departe, care debită niște aberități. Și nu numai. Eu am crescut în casă în care părinții mei, taică meu care a stat 7 ani în închisor, printre care și în Vapnearca, și-au mâncat mazăre furajeră, și-au murit, și-au invalid și așa mai departe, și mama, Dumnezeu să o ierte, care a murit la 52 de ani, eu eram în clasa 12, care a fost acolo, fratele meu a rămas acolo de foame, a murit de foame și așa mai departe, aia a fost o perioadă în care aceiași oameni, așa ca și la alte naționalități, la ungar, la slovaci, la asta, au devenit fiară. Adică e clar că majoritatea cârdurilor, convoaielor care au mers în Transnistria prin zăpadă și cădeau jos, cine îi împușca erau soldați români, nu nemți. Și treaba asta devine un fel de lucru care e greu de conceput, așa cum când auzi o crimă, că cineva și-a omorât copiii, zici, cum e posibil, domnule, eram un om normativ. Adică, în anumite condiții, omul își pierde umanitatea. De unde crezi că pleacă această răutate? De la sărăcie, lipsa de credință, de la lipsa de educație? Da, am să vă spun părerile mele. În primul rând, am să vă dau un exemplu foarte concludent. Vă rog. În 1972, când am terminat facultatea, și stăteam toți studenții de la Academia de București, circa 100 de studenți de la muzicologie, compoziție muzicologie. Noi eram împărțiți toată în două jumătăți. Lângă mine stăteau studente din cealaltă jumătate de an, pe care ne întâlneam foarte rar la lecțiile de cor. Eu nu știu cum o cheamă, nu știam cum o cheamă pe ea, ea nu știa cum o cheamă pe mine, rectorul citea lista cu repartițiile. A ajuns la mine și a spus numele meu original, cum ar veni, în buletine, este și acum Bernat, fiindcă taic mi-a stat în lagăr cu Bernat Andrei, vestitul tăcist, da, și da, pe el tot Bondi îl chema, deci îi port numele. Și ea mă întreabă când auzi Stenzler, spune, ce fel de nume e ăsta? La care eu mă uit la ea, eu sunt evreu.
Dar ce ești așa mirată, face? Nu te supăra, am să fiu sincer cu tine, nu poți să sufăr evrei. La care eu o întreb, aici mi-a trezit curiozitatea într-un mod extraordinar. Zic, ai stat împreună cu evrei, ai cunoscut evrei, părinții vorbeau despre el. În concluzie, explicația ei a fost, nu știu, pur și simplu îi urăsc, fără niciun motiv. Apropo de întrebarea noastră. Motivul există pentru că ne naștem puri. Ne naștem fără o groază de răutăți pe care de-a lungul vieții ni le dezvoltăm. Ni le dezvoltăm ori în grup, ori independent, în urma unor întâmplări. Categoric. Eu recunosc că sunt născut într-un oraș cu foarte mulți țigani. Am prieteni țigani, am și botezat niște copii unor prieteni de-ai mei. Așa eram cu țiganii. Așa. Asta nu înseamnă că după meciul de fotbal jucam țiganii cu românii. Asta nu înseamnă că după fiecare meci nu ieșea o bătaie cruntă. Dar am știut să conviețuim împreună, nu mi-e rușine să spun chestia asta, nu mi-e rușine să mă întâlnesc cu niște prieteni de-ai mei, foști colegi de joacă, acum oameni de înaltă calitate. A spus că așa eram cu țigani. Da. Normal, pentru că ei sunt lăutați. Păi da, pe tocmai. De acolo se învață muzică. Nu știu dacă din păcate sau din fericire, eu pot să spun că mi-am făcut un fel de autodidact doctorat în privința asta și mai ales în privința felului de a fi a evreilor veniți din România și implicit a populației române. Și precum mulți dintre noi știu, cea mai mare boală a noastră, și când spun a noastră, fac abstracție de etnie sau de religie, este că în zona asta, care a fost atâta timp sub turci, da, am învățat prea bine capul plecat să avea nultaie. Și cu subiectul ăsta mă contrazic zi de zi aproape cu toți prietenii mei veniți din România, care spun că nu e adevărat. Doamna Miller, care a luat premiul Nobel, transilvaneanca, susține teoria asta mult după ce am început-o eu. Adică nu că eu n-am publicat-o, ea a publicat-o. Asta mai lipsea, să mai ai și un premiu Nobel. Exact. Și să fie în emisiunea la Gabriel Ghincea dimineața. Ok, asta e în privință și acum cauzele de fapt sunt multiple. Și firești. Una este s-a implantat în conștiința globului că evrei sunt afaceriști, că te fură de bani, sunt bogătași, au tot felul de legende că au conduc toate finanțele lumii și treburile astea trezesc invidie, firească. Și eu am reușit să nu fiu invidios pe oamenii mai bogați decât mine. M-am obișnuit cu capul plecat să abia nu-l taie. Ciudat sindrom, vă cunosc doar de câteva minute, sunteți un om extrem de inteligent și aveți o putere de analiză fantastică. Dar probabil că așa se întâmplă. Dacă aseară am băut, am fost dobitoc și în loc să beau 3 rachiuri, am băut 7 și a doua zi n-am bani de țigări, nu e din vina evreilor. Ok. Că evrei conduc finanțele mondiale. Ok, deci eu știu că sunt oameni care judecă, stau strâmb și judecă drept. Să trebuie puterie. Altă cauză, bineînțeles, care e neexclus, este povestea religiei, adică cu Iuda și așa mai departe, care se scaldă. Ba, papa de la Roma spune că noi nu suntem vinovați, noi evrei, alții spun că da, nu poți să scapi de treaba Iuda asta. Iuda a trădat doar o singură persoană, într-adevăr importantă, pe Iisus. Politicienii noștri au trădat un popor. Așa. Nu știu. Acum care, mai este încă o teorie care nu știu dacă e adevărată sau nu, dar se spune că Iisus Hristos i-a cerut lui Iuda, el a vrut să fie omorât. Adică să fie victimă, da. Este și așa o teorie care eu sunt mult prea mic ca să știu dacă e adevărată sau. Poate toți suntem prea mici. Categoric. Așa că mai bine vorbim de roșu și negru. Să ne întoarc imediat la roșu și negru, dar m-a întrebat altă întrebare care e importantă. S-a cântat în Rădăuți. Dacă s-a cântat în Rădăuți. În primul rând am trecut peste un capitol din copilărie în care nu știu dacă e interesant sau nu să vorbesc, adică să aduc aminte cel puțin nume de Rădăuțeni. Colegi Rădăuțeni. În primul rând am să încep cu cei care în primul rând dacă mă uit la fotografia din clasa a patra care o am eu,
numele așa, evreu, evreu, neamț, român, evreu, român, neamț, cine numele așa. Comunitate. Înțelegi? Toată. Era Moise Kosser și Bruno Gutmann și Bigo Weiner, Maya Schwitzer, Raya Wolitzer, Burmil, Bupciu, Kern, care figurează atât în care... Burci Kern, cu care suntem în legătură, și el e săracul cu o hemiplegie, și, de exemplu, mărețiile Facebook-ului, că am dat după 40 de ani de Lulu Lupașcu, coleg de clasă care stătea pe, vis-a-vis de drumul gării și așa mai departe. Dar revenind la muzică din perioada respectivă, eu am impresia că sunt, de când Hău și Pârâu, prieteni buni și permanenți cu familia Băncescu, renumite frații Băncescu. Trăim zilele de sărbătoare la Rădăuți cu Festivalul Internațional Arcanu, care a fost moșit de Mircea Băncescu. Mircea Băncescu. Ideea este a lui. Și la un moment dat aveam la restaurantul Central, care era un restaurant... Fost un nordic pentru cei mai tineri. Fost un nordic. Era un restaurant, din păcate nu mai există. Adică, cu perdele de pluș, elegant, nu știu, cu mâncare bună, dar mai ales avea orchestră și ring de dans. Adică putea omul să petreacă ca lumea, civilizat. Și în perioada respectivă se cânta de la deschidere până la, pe la ora 10, se cânta ceea ce se cheamă cafe-concert. Adică muzică ca omul să poată vorbi unul cu altul, se cânta tot felul, operete, treburi din astea, și după aia se începea panorama cu muzică tare. Și era la un moment dat, formația asta a fost, înainte de a început eu să bat tobele la formația respectivă, era Covrig la tobe, Mihai Popovici, cred că îl cheamă numele complet, adevărat, era Dori Frenkel la pian, Dumnezeu să-l ierte, prieten bun și păcat că a murit așa de vreme, în zilele noastre. Și Kerch sau Mircea Băncescu, Pufi poreclit, Iosiu Barbieru, fratele soției mele actuale, Sidi, și cine mai era, Otto Meyerhofer la acordeon, care ulterior a devenit primar nu știu unde, da, Otto Meyerhofer, un băiat neamț de origine, și cântam la restaurant, cântam mai ales cântece în limba germană, în vremea respectivă... Venea lumea la restaurant, era dinamică seara. Era intrare 25 de lei numai pentru orchestră. În ce an? În, știu eu, aveam 14 ani, 15 ani, nu mai țin minte. Deci anul 60 și... Adică plăteai 60. Să intri și nu consumai nimic? Nu, plăteai să intri, după aia trebuia să consumi. 25 de lei la vremea ce era o baterie de vin. Așa țin minte, da. La vremea. Era o sumă respectabilă. Da. Și muzicații câștigau? Cred că aveam leafă, nu mai țin minte. Nu mai țin minte. În orice caz știu că repertoriul, de exemplu, repertoriul meu, eu cântam o melodie care de fapt îi aparține lui Cliff Richard, dar și el a cântat-o în limba germană. Lucky Lips a lui în germană era Rote Lippen. Buze roșii. Rote Lippen, Zolman Kissen, Venzum Kissen, Zinzida. Știți melodia? Da. Ok, după aia cântam. Bonui, a cântat-o și la cel bun de aur în 68 sau 67. Sigur. Ce memorie am putut. După aia era cântecele italiene. Rita Pavone era pe vremea aceea. Rita Pavone. Gianno Morandi, bineînțeles. În fine, asta a fost. După aia, la un moment dat, s-a creat formația Nordic, cu care am plecat în 1972. Cu o formație reprezentativă a județului Suceava la Cernăuți, în care era formația Nordic, frații Băncescu cu mine, solistă Lidia Andronescu, doamnă stomatologă Lidia Andronescu, care cânta Mi-am luat bundiță nouă și tot felul de chestii din astea. Și nu, era și o formație... Ar mai cânta vreun stomatolog. Formație de folclor și eram, cum să spune, echipa reprezentativă în vremea comunismului a județului Suceava. Am dat spectacol, de exemplu, la Gluboca.
Cliboca. Cliboca. Da, e primul sat din Ucraina. Da, era în prin prejur numai bordeie din astea, nimica toată. Da, o casă de culturnă a dom, ceva, știi cum, sala Palatului din București. Cacaia cultură. Cu echipament, tip, top, tot ce trebuie. După aia am cântat la Casa Ofițerilor, Marea Teatru. Casa Armatei. Armatei în Cernăuți și am primit la urmă, era ultimul spectacol festiv, plin, nu știu ce, am primit cadou tabloul lui tovarășul Vladimir Ilici Lenin. Nu o să vă povestesc, că mi-e frică să nu se întâmple ceva, ce am făcut în drum spre Rădăuți cu acest tablou. De obicei, s-o vedeți, dacă era greu, bun, la spart. S-o vedeți și la vremea aceea făceam cadou cu 7,62. Bine că ați primit doar un tablou. Da. Ați fost norocos. Da. Și revenind la roșu și negru. Deci, am omis un punct foarte important. Primele imprimări care le-am făcut cu roșu și negru au fost la Radio Iași. Și cine ne-a imprimat a fost marele și bunul prieten, stai să vezi că îmi scapă numele, acum asta îmi mai trebuie. Vasile Pohoață. Nu. După aia a lucrat la televiziune. Avea și o porecă. În fine, îmi scapă numele. Mai mare rușine. Dar, nu se pare. Poate am să mă aduc aminte. Într-o pauză de publicitate. Da. În perioada respectivă, Nancy n-avea cu ce să cânte. N-avea clape, nu știu ce. Am făcut un drum la Rădăuți cu domnul Nansi, am mers la taică meu și l-am convins să ne împrumute 4.000 de lei și am cumpărat o clavietă Hohner. Hohner. Hohner, de fapt, se pronunță. Așa. Că e neam germană. Da, da. Și cu asta am imprimat, și am imprimat cântece de-a lui Shadows. Da, așa de descumpă. Moroșanu, Mitică Moroșanu. Mitică Moroșanu, Păi, Mitică Moroșanu. Mitică Moroșanu a avut și probleme cu securitatea la final în 70. Da, dar era un om ieșit din comun. L-am cunoscut, cred că prin 86-87, cam așa. După aia, sar din cauza că Mitică Moroșanu mă leagă de colegii de facultate care tot în posturile în media au lucrat, că i-au învățat în perioada respectivă și sunet, inginerie de sunet. Apropo, să aveți grijă cu sunetul. Sper că e HD. Cred că da. De regie, Vasile spune că e ok, sună. Băiatul lui Octavian Nenigărescu, Paul Nenigărescu, da, care a fost și director de televiziune, Titus Popovici, toți ăștia mi-au fost colegi de grup, m-am întâlnit cu ei anul trecut. Deja mi-am spus vreo 3-4 persoane care fac parte acum din istoria televiziunii române. Da, categoric. Cei care au făcut, etapa anilor 70 a televiziunii. Păi da, noi am terminat în 72, în perioada facultății am învățat sunet cu Fromi Moreno. Da. Și Adalbert Winkler. Da. Și eu cu Paul și cu încă unul, Petre Rusu, care a lucrat după aia la trendul lui compozitor. Da, sigur. Da. Și după aia Petre Rusu a lucrat la radio. Acum când am venit în drum încoace, am un prietene foarte bună, colegă de grupă, Coca, numele mic e Coca, Mihaela Doboș, care a fost ani de zile directoara de la Radio Cultural României, și Călin Doboș a lucrat cu mine la școala de muzică din Suceava. Încolo e Suceava? Nu, încolo. Așa, e bine. Așa. Cam așa. Ok, tot facem paranteze, cu roșu și negru. Deci, după imprimările de la Radio Iași, am ajuns la București, care am spus de acum, acolo ne-a cunoscut producătoarea, am făcut, și după aia am avut concurs de formații la care am câștigat, formații studențești, Roșu și Negru a câștigat, și în perioada respectivă cântam cu Roșu și Negru în fiecare vară, cântam la mare, ca toți lăutare. Da, pentru că era normal ca Bondișten să facă și un ghișeft. Ghișeft? Măi, ăsta a fost cel mai slab punct al meu toată viața. De ghișeft știam teoretic. Aha. Dar muzică? Muzică știam practic. În concluzie, am cântat la cu Roșu și Negru, am cântat la Perla și la Tomis și în o grămadă de locuri, la, bineînțeles, celebrele foste stațiuni de pe litoralul. Da, și lângă noi era
toate formațiile erau renumite. Și în 68, când m-am căsătorit, în primăvară am făcut căsătoria civilă și în toamnă căsătoria religioasă la Ploiești, soția fiind, Dumnezeu s-o ierte, fiind medic, pediatru, am hotărât să ne mutăm la Ploiești și a trebuit să părăsesc formația. Acum, în perioada de la Casa Tineretului la Iași, se învârtea un puș pe lângă mine și tot mă ruga să las să bată toba. Ovidiu Lipan. Ovidiu Lipan. În fine, am să scurtez povestea, noi suntem în legătură și Țăndărică. Acum suntem în legătură și, adică, ce înseamnă suntem în legătură? M-am văzut de câteva ori când am fost în România cu el, el mă știe, eu îl știu. Dar, adică, totdeauna am fost în legătură bune, pot să afirm cu mâna pe inimă că e un toboșar foarte bun și cu timpul... Dar nu mai bun ca tine. Ba da, m-a depășit din punct de vedere tehnic. Din punct de vedere al, cum să-ți spun eu, un toboșar, orice muzician, tehnica nu e lucru cel mai grozav. Ceea ce e cel mai grozav e feeling-ul, simțământul, cunoștințele generale, adică dacă îl pui pe unul să bată la tobă, indiferent în ce stil cântă orchestra, să știe toate stilurile de muzică latinoamericană, toate stilurile de cafe, concert și așa mai și departe. Și mutăm discuția de la roșu și negru deja la a preda muzică într-un alt stat. Dați-mi voie să fac o mică pauză, o mică intervenție. Se spune că un individ îl întreabă pe un lăutar care fusese plecat afară. Mă, dar tu unde ai fost plecat? În Anglia. Și tu știi limba engleză? Da. Mă, sigur. Spune-mă, cum se zice la ten, la 10 în engleză? Ten, spune asta. Da, bă, știe. Da, la 20. Ten, ten. Da, la 1 milion. Ten, 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 ten. Zice că dus aminte, am început bancurile. Ovidiu Lipan Țăndăric a fost întrebat care este diferența între o vioară și un violoncel. Și evident, Ovidiu fiind puțin, hai să spunem, de culoare, a răspuns, violoncelul arde mai mult. Să știe că Beethoven era foarte, dacă e vorba de bancuri muzicale, Beethoven... Păi suntem la matinal, trebuie să bine dispunem pe cei care Beethoven, ne privesc. Beethoven era un tip foarte ranchiunos, nervos, mai ales din cauza că a început să surzească și așa mai departe, dar mai ales era renumit ca foarte zgârcit. Foarte zgârcit. Dovada au găsit în carnetul lui de notițe, în care pe o pagină era scris o temă muzicală cerească și pe cealaltă scria... Am dat un gruș sau un cent sau ceva pe o pâine și doi bani pe să... Adică nota fiecare cheltuială. Într-o bună zi, Beethoven vine cu un cadou prezentabil la administratorul, la femeia lui de serviciu și dă... Asta. Aia a rămas perplexă, că stăpânul zgârcit. Spune, maestre, pentru ce așa un cadou grozav? Face pe cum? Adică tu ești inspirația mea. Face, eu? Frumos. Da. Deci, cum am ajuns de la roșu și negru la să predăm muzică într-un stat mult mai evoluat decât România din care ați plecat, în Israel? Ok. În primul rând, o să încep prin faptul când am ajuns în Israel, în 75, după circa 2 săptămâni îmi dă telefon. Primul rând am venit la o diferență de 2 zile cu Nancy în Israel. Interesant de și cum ați ajuns în Israel. Cum ați ajuns și să plecați din Raiul Comunist. Greu. Raiul Comunist în perioada mea n-a fost foarte greu, precum să știe, de acum fiecare evreu, ca și mine, a fost cumpărat. De statul evreu. A fost cumpărat de statul evreu de către evreu, cu un tratat care l-a făcut Golda Meir cu domnul Ceaușescu. Și s-a plătit pe meserie, adică dacă erai muncitor simplu, se plătea numai $1,000. Dacă erai intelectual, eu, de exemplu, a trebuit să restitui bursa, 7,000 lei. De unde să am eu 7,000 lei la vremea aia? M-am dus la ambasada israeliană și mi-au dat bani, mi-au spus să-i dai înapoi când vii în Israel, dacă mai rămâi 5 ani, nu-i mai dai înapoi. Adică am fost cumpărați toți. Interesant ce spuneți. Ați fost parte subiectul unui troc. Categoric, toți evreii din România care au venit în Israel au fost cumpărați. Golda Meir a stat cu Ceaușescu vreo 15 ore la tratative. Să-l convingă. Da, există acum documente pe este net. Greu să participi, doar te gândești la tratativele între un evreu și un oltean.
Da. E greu. Da. Și acum, de exemplu, din cauza că m-a întrebat Cornel de Israel și așa mai departe, trebuie să vă să descriu momentul când m-ați întrebat cum am ieșit din raiul ăsta. Nansi a plecat pe data de 3 octombrie 1975 și eu l-am condus. Când a ajuns Nansi la Vama, în București, toți Vama și Nansică, poftim, a trecut ca nimic, nu i-a controlat nimic, nu, absolut. Că pe vremea ți se plătea și pasa de... Nu, de el era prieten. La urmă, ce era să fi luat din România? Prieten foarte dar bun. Cine a luat ceva din România? Ce puteai să iei din România? De asta zic. Era prieten foarte bun cu Nicușor. Da, știu. Doar stătea la noi la masă când cântam cu Roșu Negru la Mangalea. Era... Avea treabă. După aia am venit eu... Dar se recunoscut și la Melodii. La Melodii Bar atunci când la Melodii, atunci, sigur că da. Eu știu perioada aia. Da, așa. După aia... A venit, pe 5 a venit subsemnatul cu soția și cu fetița de 6 ani, care acum am 2 nepoți de la ea. Să vă trească. Mari. Doamne. Și a început percheziționatul. A frecat. Mă rog, asta să zicem. Dar, apropo de conviețuire și de faptul cum am trăit aici, în București, domnul Vameș au dat dovadă de o... De o mărlănie extremă. Nu, trebuie să vă povestesc. Vă rog frumos! Da, în primul rând, când au deschis bagajul și au văzut vioara mea, că eu eram de fapt la bază violonist și am terminat la violă în clasa 12 la liceul de muzică. Și eram violist bun, am cântat și în filarmonică. Și au văzut vioara și au spune, știi să cânți? Nu, care dumneata? Știi să cânți? Zic, cum, dar aveți aici diplome de absolvent de conservator, acte, tot. Ia cântă-ne ceva. Ce știu mai bine, nu? Da, nu, cântă-ne ceva. Da. Am simțit, intru în pământ. Cum adică? Nimici ăștia, mă rog, fiecare slujba are respectul ei. Dar de ce nu mă respecti pe mine? Vierberul lui din creier spunea cam așa, pentru că întotdeauna ei vreau probațiunea, fiecare obiect care ieșea, de pildă, așa cum m-a întâlnit pe dumneavoastră, mă, nu cumva ăsta o ia să o vândă și atât de patrimoniu și spune, ne minte pe noi, păi noi bani. Aveam acte de la filarmonică, că e vioară simplă. Mi s-a rupt o haină, un sacou la vama în vremea aceea, să vadă ce care eu, da. Următoarea fază, soția medic-pediatru, găsesc stetoscopul, consultă-ne și pe noi. Asta chiar e nesimțirea. Asta și la care, cred, soția ar fi trebuit să răspundă. Eu am văzut de mult că și voi necesitați un consult. Cine avea, era curajul? Cine avea curajul să facă ceva? Vrei să te vezi pe partea aia altă de acum. Da. După control trebuie să cânte. Minte de copil. Am ajuns în Israel. După 2 săptămâni primesc telefon de la Nancy. Avem contract cu un teatru. Deja, după 2 săptămâni. Și am început să cântăm în teatru românesc din Israel. Era un teatru românesc, în Tel Aviv. Coana Chirița în Orientul Apropiat, primul spectacol. Interesant. Da. Scris de... În fine, e un tip cunoscut de la teatru din Iași. Nu-mi vine numele acum, ca înainte cu celălalt nume. Așa. Și după aia teatru Ideș și în luna martie, deci am venit în octombrie, apare unul din ziarele principale din Israel, Ilanit, care atunci era cea mai celebră cântăreață în ani de zile, caută toboșar și pianist, adică pe Bonde și pe Nansi. Era exact, era, înțelegi, la fix. Am dat examen, au venit mai mari compozitori și nu știu ce, la Nansi, în apartamentul în care stăia cu chirie, am adus tobile, el a pus pianul și am reușit. Și timp de 2 ani de zile am cântat cu Ilanit. După aia cu Iosif Banai, un alt actor foarte mare, în fine, nu o să enumerez toate trupele, dar de-abia după 4 ani am început să predau. Am început să predau în școală, la început, eu eram doar înainte de a... Când am terminat, asta am predat în Rădăuț la liceul numărul 2 de fete, de lângă Casa de Cultură, am predat istoria muzicii la clasa 12, în primul an după facultate. Și am început să predau la școală, eram un tip sever, dar totdeauna am binat morcovul cu ciomagul, adică
Da. Să fie și așa. Și pot să spun cu siguranță că am la ora actuală, ca să trec peste perioada asta, la mine în clasa elevii stăteau, nu auzea ei musca. De plăcere sau de spaimă? De ambele. Fiind de învățat de la bun început, dacă vreți să aveți plăcere, nu există, nu există indisciplină. Și făceam cu ei disciplină până înțelegeau. În diverse metode. Am o curiozitate. Se vorbește Iliș în mai multe țări din lumea asta. Dacă nu în aproape toate țările din lumea asta, oricum pe toate continentele, mă sigur. Ajuns, întâlnindu-se un evreu din Alaska cu unul din Hong Kong, de pildă, folosesc același lexic sau sunt particularități în funcție de aria geografică? Okay. Din întâmplare și cu Iedușul stau bine, da. În Rădăuț, toți evreii vorbeau, părinții vorbeau între ei Yiddish, care este o limbă de natură germanică, sunt și teorii invers, că germana s-ar fi născut dintr-un Yiddish, accent Yiddish vechi. Eu nu prea accept teoria asta, că germana pare o limbă mult prea înfiptă în istorie. Și în orice caz influențată, Yiddish-ul e influențat de foarte multe alte limbi, mai ales din Biblie, din ebraică, exact, da. Și adică turcește, rusește și așa mai departe. Are un geografic, nu? Categoric, da. Dar s-au amestecat. În general sunt circa 2-3 accente diferite Yiddish. Puține, mi se pare foarte puțin. Da, atât. Adică, primul rând, cel mai mult la ora actuală, după mine, Yiddish se vorbește în afară de Israel, în Argentina. Cât au mai rămas în Argentina. Am înțeles. Fiindcă în Argentina au venit foarte mulți evrei, de Rusia mai ales, și care vorbeau Yiddish. Acum, Yiddish-ul, din punctul meu de vedere, e o limbă care multă lume spune că o să se piardă. Deocamdată eu văd o reînflorire sau o renaștere a Yiddish-ului în Israel. Teatrul Yiddish dă o grămadă de spectacole. Atacată și Yiddish de neologisme, de... Nu prea. Deci, din punctul de vedere, da. Este o limbă conservatoare, pentru că vreau să înțeleg cum ați reușit, cum v-ați descurcat predând la o școală. Asta este interesant. Din cauza sau datorită faptului că am vorbit în casă, părinții vorbeau cu noi germană. Limba română auzit și acum că o stăpânesc relativ bine. Da. Am mai uitat multe, mai scap câte un cuvânt în ebraică, dar mă descurc. Rus am învățat obligatoriu cu mare silă în școală. Dar e a doua limbă în Israel acum. Cum? E a doua limbă? Cine știe acum limba da. Rusă? Eu când am venit nu erau. După mine au venit circa 1 milion și ceva de evrei din Rusia. Da. Deci când am ajuns în Israel și m-am urcat prima oară în autobuz și am auzit limba ebraică, aveam senzația că am cui în urechi. E o limbă semitică care n-are nicio legătură nici cu Yiddish-ul, nici cu... Are câteva cuvinte care se folosesc în Yiddish. De exemplu, în Yiddish se spune Shabbos, care e sâmbăta, și în Shabbos, în ebraică, e Shabbat. Toate T-urile din limba ebraică au devenit S în Yiddish. Din cuvintele deci care sunt... Deci, vocal s-au transformat. Da, au devenit, sunt ceea ce se cheamă Ashkenazim, evreii din Germania, Ashkenaz e Germania în ebraică. Deci, eu trebuia să învăț ebraică, ca să predau. Deci nu Yiddish, ci în ebraică. Nu, n-are nicio legătură. Deci practic acolo regula școală este regula este limba ebraică, nu? Nu numai asta, Ben Gurion. Da. Pe de o parte n-avea altă soluție. Al mare prim-ministru. Practic părintele Israel, sigur. Da. A fost un tip foarte aspru. Altfel nu se putea. Dacă nu era așa, și el a impus de la bun început, a spus rak ivrit, adică numai ebraică. Și lumea nu vorbea alte limbi decât ebraică cu forță. Și din cauza asta Yiddish-ul erau case în care l-au ascultat orbește și nu dădeau voie la nimeni să vorbească în casă Yiddish. Chiar dacă zona fusese colonie engleză și ați avut acolo a fost probleme britanice. Și britanice și turci înainte și așa mai. Chiar dacă erau părinți evrei din toate colțurile Europei sau din toate colțurile lumii. Categoric. Deci, fără o regulă, fără un act fundamental lingvistic, nu se putea învăța. Metoda de a preda ebraică în Israel e o metodă unică, care e foarte efectivă,
când intri ceea ce se cheamă ulpan sau clasă de studiu în limbe ebraice, profesoara nu îți traduce absolut nimic. Vorbește cu tine numai ebraică, cu simboluri, cu, înțeleg, cu semne, numai ebraică. Așa trebuie să înveți mai mult. Adică, eu am prins ebraică în 2 săptămâni. De ce? Din cauza că știam că de timp, auzul muzical m-a ajutat foarte mult. Eu sunt foarte pasionat de lingvistică și de etimologie, toată viața am fost, tot timpul căutam și acum, imediat ca o dicționare, enciclopedie și așa mai departe. Deci, revenim la rădăuți în sărbătoare, în zile de sărbătoare, ne privesc mulți rădăuțeni. Reamintim pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu, invitatul nostru din matinalul de astăzi este domnul Bondi Stentler, primul toboșar de la Roșu și Negru. Amintiri despre rădăuții de odinioară și povestiri despre muzica de altă dată. Și dacă am spus că suntem în zile de sărbătoare, că a început începând de astăzi, bine. A început festivalul Arcanum. Ieri a început. Da, ieri au fost primiți invitații, delegațiile vin, va fi paradă, va fi Arcanum. Cum erau sărbătorile de altă dată și cum le vedeți pe cele de acum? Asta mai ales, cum vedeți sărbătoarea de astăzi? După atâția ani, că ați mai venit în Rădăuți de multe ori. Sărbătorile care le-am văzut în trecut, mi-a plăcut foarte mult. Arcano, bineînțeles, fiind și implicat sufletește Mircea și așa mai departe. Și mai ales că au fost lucruri frumoase. Și cele de astăzi? Cele de astăzi nu le-am văzut. De anul trecut, să spunem, din, anul adică trecut, mai moderne, în perioada de sărbători, nouă. La sărbători nu pot să mă refer că nu le-am văzut. Sărbătorile propriu-zis, fiindcă nu totdeauna am fost în Rădăuți în perioada sărbătorilor. Mă interesa... din 10 români, vorbesc curat despre patria lor. Noastră, când mergeți în Israel, ce spune despre locurile natale? Despre locurile natale? Da. Ceea ce se spunea despre mine când eram copil mic. Adică? Vechiul proverb, asta n-am folosit-o niciodată, acum o folosesc prima dată, brânză bună în lup de câine. Da. Da, o să... Nu, ceea ce se întâmplă, am să spun într-o singură propoziție. De când, și din perioada în cât am trăit în România, că aveam ce aveam cu ceea ce se întâmplă, și de când am plecat de România, am aceeași problemă. Cum se poate ca așa o țară frumoasă, bogată, tot ce îi trebuie să fie atâtea probleme? O să închei prima parte, a matinalului de astăzi cu o legendă mitologică, se spune că atunci când Zeus a coborât din Munții Olimp cu coroana abundenței, a dat Greciei de astăzi lămâiul și dafinul, a dat la sud de Dunăre trandafirul simbolic pentru Bulgaria de astăzi, strugure și câteva legume, și se spune că atunci când Zeus a sărit peste Dunăre, s-a împiedicat și coroana abundenței s-a revărsat la nord de Dunăre. Mai spune legenda că atunci Zeus, supărat, s-a ridicat, s-a scutat și a spus: aveți de toate, numai conducător, nu? Publicitate, vă rog. Pe lângă surpriza care, prima surpriză pe care v-am promis-o cu prezența domnului Bondi Stentler, mai avem încă o surpriză foarte mare. Doi foști tineri membri ai unei formații din Rădăuți se vor întâlni aici, în studio, la... Aici. La datele matinale. Bine ați venit! Vă rog. Ai, fratele meu! De câți ani nu v-ați văzut? Cred că de mult, dar am vorbit la telefon, nu ne-am văzut de mult. M-am văzut numai cu frățiorul lui mai mic. Atenție pentru tine, Bondi. Da. Uite, ești și templu aici. Da. Un templu. Da. Și aici ai tot templu. Wow. Și aici sunt niște cărți. Ok, mersi mult.
Ai văzut că a meritat să vin la studio? Asta așa ca să vorbim de ghișeft. Exact. Asta e genul de ghișeft în care le fac eu. Surpriza pentru dumneavoastră a fost ca să vă revedeți cu Mircea Băncescu, cu cel cu care ați cântat, cu cel cu care ați petrecut foarte mulți ani. A fost o surpriză pe care am dorit să o creez și aici, în matinalul de la Telenor, nu doar pentru ca să vă revedeți, ci pentru ca să spunem telespectatorilor că cu foarte mulți ani în urmă eram corespondent pentru TVR și m-a rugat directorul TVR de atunci să fac un interviu că la Rădăuți se întâmplă ceva extraordinar. Se naște Festivalul Internațional Arcano, aflat pe atunci la prima ediție. Domnule Mircea Băncescu, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți astăzi aici în studio. Și spun asta pentru că trebuie să vorbească cel care a născut acest festival. Păi, dacă vreți să vă spun cum s-a născut festivalul. În 1991, am făcut un turneu cu ansamblu Florile Bucovinii în Turcia, în două orașe, la Ciorum și la Cutahia. Și la Ciorum am avut un festival extraordinar de mare, mare și 15 țări. Și am spus, domnule, dacă și un orășel nu mai mare ca Rădăuț. Și am spus, domnule, dacă aici se poate, de ce să nu se poate și la Rădăuț? Și acolo mi-a venit ideea. Am venit aici, am făcut toate demersurile, bineînțeles că a fost foarte greu, nimeni nu avea încredere că se poate face așa ceva la Rădăuț. Dar autoritățile de atunci v-au sprijinit? Da, da, am sprijinit în sensul că bani nu mi-au dat. Nu. Prima ediție am făcut-o numai cu sponsorizări. Și pe vremea aceea încă se mai făceau sponsorizări. Acum erau oameni cu dare de mână. Da, da, da. Atunci era foarte important să vă lase în pace, nu să vă ajute. Da. Lasă-mă în pace să-mi fac treaba, nu mă ajută, nu vreau să mă ajute. E bun, dar când au văzut rădăuțenii o paradă la care au venit oameni din alte țări, cu alte costume, a ieșit lumea în stradă. Da. Și problema cea mai mare atunci am avut-o cu cazările. Pentru că nu exista decât un hotel în centru, dacă știi. Da, sigur. Da, și restul la internate. Și internatele erau într-un stadiu, ce să vă spun, groaznic. Am dus un grup din Turcia aici la Hurmuzachi. Dar toaletele erau curate. Vă propun să luăm o mică pauză de publicitate, pentru că emoțiile sunt foarte mari, să-i lăsăm pe cei doi foști colegi și actuali prieteni să mai vorbească un pic. Emoțiile sunt foarte, foarte mari. Așa că rog colegii din regie să luăm un calup de publicitate. Mulțumesc! Bună dimineața, suntem aici la Televiziunea Nouă din Rădăuți. Avem invitați de marcă, surprize, emoții foarte, foarte mari, povești pe care, din păcate, le avem rar și noi sperăm să fie din ce în ce mai dese. Avem ca invitați aici în studio pe domnul Bondi Ștențler, rădăuțean Sadea, pe domnul Mircea Băncescu, fostul director al Casei de Cultură de aici din Rădăuți, deci au fost colegi într-o formație, vă vor spune mai multe, și pe colegul meu, Cornelu Cârdeiu. Bună dimineața! Domnilor, v-ați întâlnit, v-am lăsat un pic de pauză să treacă cumva emoția și, sigur, revederea cum a fost, sincer, domnul Băncescu? Multe emoții, da. Se simte și o mare plăcere și o mare bucurie. Nu ne-am văzut de atâta timp. De cât timp? Cred că de la ediția aceea de anul. Ediția din 2001, după care am avut atacul de el. Da, din 2001. Ne-am văzut la Skype. Pe Skype, dar a fost scurt. A fost colegi de formație, domnul Băncescu, domnul Ștențler. Da. Și fratele dumneavoastră, înțeleg că a făcut parte. Da, eu cântam la chitară solo, da. Și după aceea am trecut la chitară bas și după aceea fratele meu a trecut la chitară bas și eu la clape. Păi o întreagă nebunie, partitură de tobe, partitură în cheia fa, în cheia sol, muzicieni, zic eu. Da. Să cânti, să te duci din cheia sol în cheia fa, nu e foarte simplu. Depinde. Depinde de mână și de ureche, nu? Depinde. Și de ochiul care citește partidul. Păi, depinde de cum... Eu, Cristinoi, la un examen de atestat,
a cerut unui lăutar mai de culoare, zice, o să-ți dau o partitură în cheia fa, să o cânti în cheia sol și vreau să văd cum stai cu transportul. Și s-a răspuns, cu transportul stăm foarte bine, am venit cu rapidul 55, la 4 avem înapoi. Și eu spuneam că urechea muzicală arată cam așa. Nu știu dacă se vede în cameră, se vede, o da? Față de masă se vede. Cum a fost începutul, domnul Băncescu? Cum a făcut formația? Practic, Casa Pionerului. Ideea? Da. Casa Pionerului. Că prima a fost cuvântul, nu? Prima, în tute. Prima dată când am cântat împreună a fost la restaurant, la Nordic. La Nordic. Da, atunci. Da. Povestit centralul, Bondic, de altă dată. Da. Centralul, da. V-a povestit Bondic cine era informația. Acolo cântam în fiecare seară, numai pe perioada vacanței studențești. Ce bine cântați la Prunce? Scuzați, s-a mirat că eu țineam minte, nu știu, poate nu țin minte bine, intrarea era 25 de lei? Da. Mulți bani. Da. Foarte mulți bani. Era o friptură și cea mai o friptură și o sticlă de vin. Cea mai renumită formație din Rădăuți. Da. Ce era? O nebunie, stătea lumea pe afară, pe la geamuri, să ne asculte. Acum de pildă, acum de pildă cu 25 de lei, la ora asta, nu poți mânca o friptură și bea o mușchi de vin. Nu prea. Cu 25 de lei, abia dacă spune șervețele în pahar, vorba unui prieten de-al lor, cum bănește. Bea o cafea și apă plată. După aceea am făcut formația Nordic, Bondi nu era, el era plecat la Roșu și Negru atunci. Întâi l-am avut așa pe Covrig Mircea, da. Popovici, și după aceea pe Murin, pe Maluță. Da, Maluță. Ce melodii cântați la vreme, domnul Băncescu? Cântam și piese de ale noastre, scrise de Dori Frenkel, Dumnezeu să-l ierte, un foarte bun muzician, un prieten extraordinar. Băiatul avocatului, da, Frenkel, Lazar Frenkel. Da, și cântam Somoroase păsărele, făcuse a lui Dori Frenkel, mai multe piese, da, ale lui, și după aceea cântam, ascultam la radio mai mult și la televizor și cântam piese străine, cu soliști, după era mai mult de acompaniament. Încă nu era castofonul la vremea aceea, târziu la noi, în anii 70, când a apărut castofonul, vorbesc de generația mea, sigur, mai găseai casete, după radio mai puteai înregistra, prindeai armonia după înregistrare. Așa la o prima audiție sau la a doua audiție, nu oricine putea să scoată partitură. Ne cam chinuiam noi cu scosul partiturii. Asta vă spun, da. Și de obicei respectam armoniile originale noastre, le mai complicam. Pentru că de multe ori originalele sunt mai complicate. Da. Mai are și un pătrar, un șeptar, o altfel de gamă, așa, de trecere. Însă, atunci, într-adevăr, atunci, fără tehnica de astăzi, atunci se putea observa cine știe muzică, cine are ureche și cine nu are, și cine are, practic, cunoștințe muzicale. Pentru că cu ureche doar și fără cunoștințe muzicale, faci o chestie lăutărească, faci un bătut manea. Da. Dar și nu uităm că Beatles și n-au știut notă de lume. Da. Și după aceea... Au ajuns lor. Vorbim de excepții. Au ajuns lor. Pe telefon. Da. Și după aceea ne-am întâlnit mult timp înainte de a face turneul acela în Cernăuți. Da. Și atunci am cântat destul de mult împreună, vreun an. Una din întâmplările cele mai puternice care mi-au rămas în minte, că am cântat la un bal la Putna. Și a trebuit să fugim pe gemulețul mic, că a vrut să ne ia la bătaie. De ce? Nu știu, probabil că nu cântam bine. N-ați cântat nicio horă, nicio chestie, exact, învârtită. Sigur, da. Cântam muzică ușoară, ce e? Ce e? Da. Beatles. Era de porc. Da, exact. Cine a priceput? Da. Și după aceea n-am mai cântat împreună. Eu am continuat, după aceea am trecut la folclor și am făcut o orchestră mare populară, muzică de folclor. De la chitară la vioară? Nu, la acordeon. Acordeon. La acordeon, da. Și dirijam orchestra și aveam orchestră mare, 16 oameni aveam în orchestră. Am făcut turnee, multe, am umblat toată Europa cu folclorul. Acum, sigur, amintirile sunt filmice, de obicei. Sunt frame-uri, sunt imagini. Da. Sigur, după aia vin cuvintele și sunetele și vorbele.
Se spune că atunci când te revezi cu cineva drag, când te întâlnești cu cineva drag și nu te-ai văzut de foarte multă vreme, în minte ți apare un frame, ți apare o fotografie. Vi s-a întâmplat chestia asta astăzi? Mi s-a întâmplat azi dimineață când m-am uitat la televizor și l-am văzut. Așa. V-ați adus aminte de o imagine din viața comună? Da, și m-am uitat la el, la ecran și am zis, doamne, nu-i schimba deloc, bă. Dar nimic, în afară de chelie și o leacă de așa, nimic. Nu vorbim de fune încă de spânzuratului. Dar vreau să completez câteva chestii care le-a spus Mircea. În primul rând, Dori Frenkel, Dumnezeu să-l ierte, care amândoi am fost prieteni buni cu el. Eu perioadă foarte intensivă, de fiecare dată când veneam în România, eu i-am deschis pe Facebook o pagină In Memoriam, în care se pot vedea foarte multe fotografii și așa mai departe, cine e interesat. Iar dacă oricine o să facă o căutare pe YouTube și o să scrie Dori Frenkel, o să găsească foarte multe imprimări care el singur le-a făcut și în marea lui modestie, în toate imprimările, el a filmat numai mâinile. Nici de cum fața sau alte trăsături, era un tip foarte modest. Da. Și în afară de asta, eu după ce am murit, am primit aprobare de la moștenitorul lui, Marcel Glickstern, care trăiește în Israel, un văr de lui Dori, și am fost aici la Răduț și am luat de pe calculatorul lui Dori tot ce avea date, în care sunt o grămadă de articole. Eu am de gând să organizez tot materialul și să-l public. Articole care s-au ocupat de ziaristică foarte mult. Haideți să încercăm să facem o carte. Cu mare plăcere. Eu pot să vă trimit tot materialul. Să încercăm să facem o carte, mai ales dacă aveți și imagini, aveți și poze. Am tot, pot să vă trimit absolut tot materialul. Haideți să revenim la zile de sărbătoare și nu întâmplător la prezența Domnului. Eu trebuie să-i spun în continuare director Mircea Băncescu, pentru că a condus și a condus foarte bine Casa Municipală de Cultură. 37 de ani am lucrat la Casa de 37 de ani. Și el e un alt modest. Și a generat Festivalul Internațional Arcanu, despre care a început să povestească cum s-a născut cu Vasile Kowalski, nu? Sau cu cine? Nu. Kowalski, mai târziu. El a făcut Bukovinski Spotkanie ca să umbrească acest arcan, nu? Tocmai de aia și eu nu aveam bine cu el deloc. Da, trebuie să spun că el a creat acel festival Întâlniri Bukovinene, Bukovinski Spotkanie, tocmai pentru a umbri acest festival Arcanul, care devenea deja mult prea mare și incomoda. Și într-un an a și reușit. A zis, așa de la Suceava, de la Cultură, au spus, ce mai face Arcanul? Las că facem Întâlniri Bukovinene și o să trimit în vreo două formații într-o zi. Și în anul ăla a fost pauză. Nu mai țin minte, era la 14. În câte țări a exportat folclorul din zonă cei de la Arcanu? Păi, aproape în toată lumea. Să încep așa cu Anglia, Franța, Italia, Germania, Grecia, Turcia. Turcia, Cipru, mai vreau, Macedonia, Polonia, Ungaria, nu mai spun Republica Moldova și Ucraina. Da. Deci cam peste tot. Era greu să aduceți o formație din străinătate, pentru că rădăuțenilor le-au plăcut formațiile autohtone, însă cel mai mult veneau la scenă pentru a vedea ineditul în portul popular din și Georgia. Da. În portul popular a altor țări. Era greu să aduce o formație din altă țară. Era foarte greu, pentru că nu aveai relație, dar eu, mergând cu ansamblu meu la multe festivaluri internaționale, mă întâlneam și acolo legam legăturile. Cum ai adus formația din Israel? Formația din Israel, ei veniseră la un festival la Piatra Neamț și eu țineam legătura cu ăștia din Piatra Neamț și formațiile care, deci, acelea țări nu le chemam, dar când erau formații nouă, îi trimiteam lor și îi trimiteau mie și ei mi-au trimis formația din Israel. Și cum a fost reușită ei sau nereușită ei? A fost bine. Da. În Israel, adică, dansul, cine știe ce dansul folclor, cel mai popular în Israel e Hora. Da. Și la Euroviziune au avut o melodie Hora. Da, dar fiindcă Hora nu este un
brand românesc. Da. Așa că l-au preluat și ei. Și șeful lor era tot plecat din România. Da, foarte bine românește. Cine a venit, apropo, din folcloriștii cunoscuți în România și mai ales în regiunea Moldovei, Ionel Gotescu. Ionel Gotescu, Izugot. Izugot, da. Da, care cânta la acordeon. La acordeon. Da. Și a fost dirijor multul aia. Da. Îl cunosc foarte bine. Da, mă închipă. Și așa îmi făceam legătura cu ei. Și în Turcia am avut un prieten care Dumnezeu să-l ierte, a murit, Mustafa se chema, care era un fel de manager pe toată Turcia. Cu formațiile, știa pe toate Turcia. Și nu numai de acolo, și din alte țări, știi? Mm-hmm. Și eu eram foarte bun prieten cu el. Și el îmi spunea, uite, îți trimit, ai nevoie de ăștia, îți trimit pe ăștia. Ceea ce se cheamă în Yiddish Mahar. Da. Mahăr, adică făcător. A fost preluat și de la noi, dar mahăr da, are o altă conotație. Conotație. La un moment dat vine Rădăuț, ministrul culturii din Cipru, Tanju. Sau, nu, era primul ministru, a fost de doi, s-au schimbat. Primul, nu mai țin minte cum era, era mai vârstă. A fost la a doua ediție. La a doua ediție. Tot era ministrul culturii și după aceea Tanju a fost, dar Tanju era director general în Ministerul Culturii la ei. Personaje grele de acolo. După câțiva ani pleacă și ansamblul Florile Bucovinei din Rădăuți în Cipru, ba chiar mai mult, se înfiripă acolo o oarecare simpatie de ambele părți. La o vreme, trebuie să spun și asta, că celebrului personaj, ministrul respectiv, îi se pune pata pe una din frumoasele din Rădăuți, din blondele, pe una din blondele după blonde. Da, și îi se pune pata și vine la Rădăuți în afara festivalului să o ceară în căsătorie. Bineînțeles că ea nu merge, dar în schimb se reușește altceva. Se semnează un act de înfrățire a celor două localități, deși ei nu erau un stat recunoscut la vremea aceea de către România. Trebuie să spunem că Cipru este împărțit în două, capitala Nicosia, într-o parte se numește Nicosia, în partea greacă, și în cealaltă parte se numește Lefkoșa. Lucruri frumoase, amintiri. În timp ce noi cu blondele facem bancuri, ei fac pasiune. Da. Și atunci a fost și Cornel cu noi. Da, a fost odată în Cipru cu Festivalul Arcano. Vreau să fac o divagație, sau nu știu cum să spune, să o luăm puțin cu asocieri. În primul rând, vreau să nu uit să menționez câteva lucruri foarte importante după mine pentru Rădăuțe, cei care mă ascultă și care folosesc netul și Facebook-ul și toată media asta. S-au deschis în ultimul timp o grămadă de pagini precum imagini vechi din Rădăuț, născut în Rădăuț, tot felul de legate de Bucovina și de Rădăuț, în care simți căldura asta sufletească pe care o avem toți bucovenenii față de, că m-ați întrebat de natal, de unde ne-am născut. Toată lumea este legată, de exemplu, ca să-ți dau un exemplu așa cel mai banal poate, că am pus pe Facebook o fotografie cu o farfurioară cu fraci cu smântână, am primit like-uri și vai, nenorocitule, de ce ai pus asta în curbalele și așa. Da, o curiozitate despre fragi. În America nu există fragi. Știați de acest lucru? Deci există căpșuni, dar fragi nu există în America. Nici în Israel nu există. Are nevoie, dar în condiții speciale, climaterice. Se pare că mai vorba de ceva, știu și povestea asta, am citit mult despre fragi. Mai este o chestiune, este vorba de câmpul magnetic, care afectează anumite tipuri de cultură. Există o teorie întreagă cu tot ce există agricultură, cu câmpul magnetic. Și de zona de fără spontană. Asta da, fragi, ciuperci, sunt unele ciuperci care cresc numai aici în zona asta. La fel în alte țări, câmpul magnetic din teritoriile respective determină plantația, adică ceea ce crește. Flora din tundra canadiană seamănă cu flora din stepa siberiană, dar nu e aceeași. Da. Ia că am ajuns și la științe exacte.
Cea mai mare știință, după părerea mea, este istoria. Și aici, la Telematinal, la televiziunea cea nouă din Suceava, avem istorie, avem opere complete. Opere complete despre modul în care rădăuțenii trăiau aici în anii 60. Avem două simboluri, doi oameni care au făcut, au fost umăr în număr și au pus temelie la ceva, ceea ce, din păcate, nu prea mai vedem prin Rădăuți. Mai există vreo formație de acest... Dacă ajungem la gradul ăsta de comparație, sunt formații în Rădăuți, mai sunt chiar și unii prieteni de ai lor care astăzi cântă, trebuie să-l amintesc pe prietenul nostru comun, Paul Chișiuc, da, și al dumneavoastră de asemenea, din că să trădez... El mult mai târziu. Voi o să vă întâlniți astăzi la Paul în echipa mai mare, da, de prieteni și o spunem și pe asta. Foști. Și, da, nu foștii, pentru că e vorba și de actuali. Dar dacă facem puțină comparație, trebuie să întreb pe cel care a dat viață Festivalului Internațional de Folclor Arcanu, Grigore Elisei, directorul televiziunii, îmi spunea în 91, atunci v-am filmat pentru prima dată, da, și imaginile au intrat pe TVR și ați spus că vreți să faceți un festival. Toată țara nu exista așa ceva și se întrebau toți cum să fie festival internațional la Rădăuți. Cum este festivalul care l-a născut Mircea Băncescu, l-a creat, l-a făcut să se perpetueze față de ce se vede astăzi pe scenă? V-au înșelat așteptările cei care au venit după sau sunteți mândri de ei? În parte, da. În parte. Adică cei care au venit imediat după mine a fost un tip din Maramureș, nu mai știu care era pe la primărie, prieten cu primarul Olorean. După aceea a fost unul Gheregiu, băiat de fapt destul de talentat, absolvent de conservator, dar n-a prea făcut nimic și festivalul era ceva fad, lipsit de substanță, fără proastă organizare. Organizarea contează extraordinar de mult la un festival din ăsta mare. Dar actualul director mi se pare un băiat, și nu mi se pare, am aproape convingerea că e omul potrivit. La locul potrivit. Potrivit. Da. Mâna de fier a festivalului nu a fost Mircea Băncescu, ci a fost Dorina Băncescu. Bine, ea era cu... Dar ce se întâmplă? Eu aveam... Tot festivalul aveam în cap. Nimic nu scream pe hârtie. Totul aveam în cap. Și ea tot mă întreba și ciupea de la mine, că nu-i spuneam totul. Nu-i spuneam totul. Da, trebuie să spunem că v-ați ajutat unul pe altul, da, în buna desfășurare. Ea, de fapt, ea știe tot acum. Ar putea să facă singură... Cred că de aceea este și acum la Casa de Cultură ca să-l ajute pe actualul director. Din când, din când, așa. Când mai cere câte o mână de ajutor, mai mă duc și eu, mai ajut. Au început să vină formațiile folclorice la Rădăuți și bănuiesc că pe mulți îi cunoașteți și vă revedeți cu ei, de această dată nu în calitate de director, ci... Păi foarte mult îi chem eu, chiar și acum. De exemplu, formația din Georgia, am un prieten foarte bun în Georgia, de muri se cheamă, și el n-a putut veni anul ăsta. Și cu el am vorbit și el a trimit formații din Georgia. E foarte greu să aduci un formație din Georgia, pe lângă faptul că au un folclor extraordinar. Extraordinar, sunt foarte buni dansatori. Mai mult circ, practic. Georgienii sunt cei cu căciulile mari și cu pumnale, da, pe aici, nu? Da, da, și care stau cu ritmurile de vals rapid. Și aia care stau pe pante. Pe vârfuri. Pe vârf, da. Pe balerinile. Da. Da. Și îi vineau tot un acordeon de la cu putoane și o tobă. Da, o mașină de scris. Da, da. Da, bun. Ciudat, pentru că este o zonă, acolo este o zonă de confluență între cultura slavă, între cultura asiatică și cultura balcanică. Da, da. Este o zonă, exact, este o zonă extrem de interesantă, zona Georgiei, pe malul Mării Negre. Ce alte formații mai vin al nostru? Mai vin o formație din Grecia, o formație din Serbia, parcă, din Ucraina și din... Nu știu mai de unde. Știu că sunt 5 formații. De multe ori, atunci, pe vremea când realizam Stop Cadrul Rădăuțean, imediat după ce se încheia
Festivalul Internațional Arcanu, mi-aduc aminte că erați invitat în studio și trăgeam o linie să vedem binele și rău, să punem totul în cumpănă. Mi-ar place să mai fac asta și la această ediție a Festivalului Arcanu, dar de această dată alături de noi să fie și domnul director Ovidiu Foca. Trebuie să o faceți numai cu el. Numai cu el. N-aș vrea să-i fac necazuri cu... Uitați. Acum primarul Lorea? Da. La finalul, la final de matinal, dacă asta va fi ceva mai târziu, o să repetăm știrea demențială pe care o puteți vedea, materialul, de fapt, materialul gazetăresc pe care îl puteți vedea cumpărând monitorul de Suceava astăzi la chioșcurile de difuzare a presei. Dar o să revenim la această știre. Ca să nu amestecăm. Nu, serios. Adică mie îmi pare rău, sincer. Nu-mi pare rău că au venit oamenii aici. Eu m-am îndrăgostit de amândoi, sincer. Îmi pare rău că știrea a apărut astăzi și nu ieri. Sau deși n-au venit ieri și au venit astăzi. Îmi pare rău că această știre n-a apărut atunci când trebuia. Da. La nivel de an 2007. Da. Dar și acum este bine că a apărut. Na, să nu vorbim despre, să continuăm cu cei doi invitați ai noștri. Repet, avem în studio invitați pe domnul Bondi Stenzler, cel care a creat împreună cu Nancy Brandes formația super cunoscută Roșu și Negru, și pe domnul Mircea Băncescu, fost director la Casa de Cultură din Rădăuți. Domnule Stenzler, o să plecați înapoi în Israel. Așa normal, familia este acolo, nu? Spuneați că de fiecare dată când veniți aici în România, la Rădăuți, vă întoarceți, reveniți în Israel cu amintiri, cu câte o fotografie, câte un document, câte un material găsărești și așa mai departe. Cu ce bogăție vă veți întoarce anul ăsta, veți reveni în anul ăsta în Israel? În primul rând, pe tot traseul care l-am făcut de când am venit la București, am venit cu mașina din București până la Rădăuți. Pe drum m-am întâlnit cu colegi din promoția 72 la București, la comuna Gruiu, de pe Snagov, fosta directoare a Radiocultural, după aia un coleg la Ploiești, după aia am fost la Sinaia, la cabana lor. Peste tot am fotografiat și am postat și postez. Deci, practic, asta de la e cea București... mai mare comoară, în primul. Practic, de la București, noastră, până la Rădăuți, fără spre cum poștarionul, câteva zile, nu? Categoric. Nu, dar de obicei nu fac treaba asta, de data asta. Și ca să fiu sincer, din cauza că m-am săturat de ceea ce se chema odată CFR și a rămas CFR. A rămas CFR, da. Da. Așa este. Așa din este. Toate punctele de vedere. Și este imposibil, adică n-a fost odată să nu fie... O problemă. Nenorocire. Da, nenorocire. Da. Tocmai asta vorbeam despre părțile rele. Acum, de părțile bune, bineînțeles că nu, traseul permanent la fiecare venire este vizită în cimitirul evreiesc din Rădăuți și cimitirul evreiesc din Suceava, unde avem oameni, familii și așa mai departe îngropată. Și, bineînțeles, un tur în Rădăuți, prin toate locurile copilăriei. Cam asta ar fi în general. Una din întrebările care se ridică permanent între oamenii care câteodată le trece prin cap ce-ar fi să ne întoarcem. Da? Apropo, cum scriu unii că evreii vor să reinvadeze România. Cea mai mare problemă, după părerea mea, de a reveni în România, dacă cineva e interesat, este sistemul medical. Eu, care am trecut un infarct și știu ce înseamnă, totul e în regulă, numai să nu fii bolnav. Dacă ești bolnav... Ești victimă sigură. Victimă sigură. Valentin, Dumnezeu, Văcăreanul, care m-a salvat pe mine la atacul de inimă, pe el însuși n-a reușit să salvez, a ajuns la ea și o operație nereușită. Și Dumnezeu să-l vădicească. Se spune că în timpul războiilor arabe-israeli, arabo-izraeliene, două pasagere, două nave de pasageri treceau prin Bospor. Unul de la, din Israel către portul Constanța, celălalt din Haifa, nu? Cu port la mare, da. Nu? Iar celălalt pleca din Constanța către Haifa. Porturi, Haifa și Ashdod. Așa. Se întâlnesc Ițic și cu Ștulor, nu? Unul pe un pachebot, celălalt pe celălalt pachebot
și amândoi țipând unul spre altul. Unde te duci, nebunule? Dar este și altă variantă. Vă rog. De ce pleci tot timpul Israel, România? Face, mă, aici nu e bine și aici nu e bine, dar pe drum e extraordinar. Dar pe drumul cu CFR. Nu categoric, nu, drumul între țări. Sinagoga de la Rădăuți a fost renovată. Da, știu. S-a făcut un muzeu acolo. La care am participat vârtos. De asta spun. Da. De asta spun, pentru ca să zmul câteva detalii din culisele acestor lucruri și încă ceva, știu că s-a, hai să spunem, cartografiat, deși nu știu dacă asta e corect, cimitirul evreiesc din Rădăuți, pentru că foarte mulți evrei își caută rubedenile și nu pot să le găsească. Cineva a cartografiat cu foarte multe fotografii și vinovat este tot domnul Bondi Ștenzler aici de față, care ne spune ceva despre asta. Da, în perioada în care mai trăia Tania Grimberg, Dumnezeu s-o ierte, care era șefa comunității evreiești din, eu și cu soția, cu Siri Bărbiaru, am făcut o muncă voluntară, intensivă, 5 luni de zile am fotografiat din circa 65% din pietrele funerare și cartografiat sau am publicat, inventariat, practic, inventariat cimitirul pentru cei care sunt în străinătate, în Australia sau Noua Zeelandă. Poate veni fiecare să poate, există și o tabelă Excel, există și o adresă la care poți să ceri fotografia unui pietre respective. Apropo, și acum am fost și am fotografiat și în perioada respectivă am și cumpărat scule, un, cum se cheamă asta, de tăiat trimor, copaci, un trimor, a, drujbă. Drujbă, da, drujbă. Tot rusească. Păi era cimitirul, pe, într-o vreme era efectiv îngropat sub zăpadă. Da. Sub, iarna și da, vara. Eu am pus acum, fotografia pe Facebook, fotografiat acum cu vreo săptămână, domnul Popescu, care are grijă, totdeauna suntem în legătură permanentă și tuns totul între, comparativ cu Suceava, care junglă e puțin spus, nu poți să te apropie aproape. Da, bun. Este nici cineva care se ocupă, deci. Da, nu, da, dar vina, chiar acolo vina, eu consider, ce anume? Popescu, asta sau cum e? Popescu, da. Stă lângă cimitirul. Vis-a-vis, da, da, da. Eu știu, pentru că eu am făcut și eu niște fotografii în cimitirul evreiesc, m-a rugat Eric Stern. Eric Stern. Da, el m-a rugat. Venise pe aici. Revenind și la templu, eu am fost în legătură cu doamna Janina Ilie, care este răspunzătoare cu toate acțiunile astea de deschidere de muzee în templu, în sinagogi și așa mai departe. Și am trimis foarte mult material, fotografii și așa mai departe, pe care l-a folosit la exponatele din muzeu. Și am asistat toată perioada asta de renovare și așa mai departe, care domnul Igo Kofler, care e acum răspunzător. Cam asta ar fi. În orice caz, site-ul care l-am deschis, dacă cineva caută pietre funerare și așa mai departe, trebuie să scrie la Google, să scrie Rădăuți cu T-Z la urmă, Jewish Heritage. Moștenirea evreiască. O să aveți o surpriză când o să mergeți astăzi la templu, dacă veți merge pe acolo, pentru că nu de mult am fotografiat geamurile de sus sparte și păsările intrând înăuntru. Acum au rămas păsările înăuntru. Păi dacă ele tot circulă, nu? Pot intra, pentru că sunt ferestrele de sus, sunt sparte. Nu sunt reparate nici acum. Deocamdată nu. Poate o să fie. O să amânăm discuția cine-i de vină. Da, bă, eu mă mir pentru că cea mai puternică comunitate din lume este comunitatea evrească. Sigur, de unde? Din România? Din lume. Din lume. Comunitatea? Din ce punct de vedere? Financiar? Nu neapărat financiar. Vorbesc de coeziune. Vorbesc de rezolvarea multor probleme și în special a tot ce înseamnă istorie. În București, acolo unde știu foarte, foarte bine, comunitatea face o groază de activități. Adică nu se întâmplă ca un locaș evreiesc să aibă vreo problemă. Doar teatrul evreiesc din București are probleme, pentru că primăria Bucureștiului se pare că nu mai are bani pentru teatrul evreiesc. Acolo unde, de-a lungul timpului, de la înființare, deci după al doilea război mondial, au intrat pe scenă foarte mulți actori cunoscuți. Acum la ora asta, unul dintre reprezentanții
tele, să zic așa, actrițelor evreiești este doamna Maia Morgenstern, știm foarte bine, chemată de multe ori și la filme cu buci de colostare. Categoric. Să amintim doar, cum se cheamă, sub regia lui... Patimile lui Iisus. Nu vreau să greșesc. Au fost dispute acute în legătură cu treaba asta, ce rol a preluat, dar nu contează. Vreau să vă spun că povestea cu comunitatea puternică și așa mai departe, din câte îmi dau eu seama, cu micile informații pe care le am, în primul rând, dacă ei în România sunt enorm de multe cimitire evreiești, erau în România, trăiau circa 800.000 de evrei, și majoritatea mormintelor n-au moștenitori, adică n-are cine să dea bani ca să se rezolve problema, pe de o parte. Pe de altă parte, din câte tot eu știu, comunitatea evreiască din Rădăuți, care deținea și bunuri în prejurul Rădăuțului, Siretul, Solca și așa mai departe, nu știu, n-am nicio informație oficială, dar știu că s-au vândut foarte multe proprietăți și nu mai sunt bani. De ce, cum, nu e treaba mea. Dar o să mai spun un singur lucru. Eu personal consider, și am de gând să fac o publicație în privința asta, că evreii din străinătate, Israel, America și așa mai departe, ar trebui ei să aibă grijă de bunurile evreiești, mă refer în special heritage, adică... La moștenire, la artefacte, practic, să niște să doneze bani și așa mai departe. Așa cum organizația care eu am fost reprezentantul și am făcut cu cimitirul din Rădăuți și cu templul mai puțin, dar nu din natură financiară, pur și simplu să doneze bani și să pună la punct. Încă un exemplu pozitiv, care trebuie să-l menționez, la Cernăuți, la cimitirul evreiesc, este un personaj de origine din Rădăuți, parțial evreu, un om foarte important, a avut o istorie ieșită din comun. Dacă o să căutați blogul lui Edgar Hauster, care are informații super largă despre Bucovina, despre cimitire, despre cimitirul din Sireț, fotografii și articole în câteva limbi, e o enciclopedie, și în vremea lui Ceaușescu avea legături cu cei de sus, el a fost la un moment dat director de vânzări la Krupp, la firma Krupp. Era un tip, cum se spune, în limbajul... Maher. Nu știu dacă Maher. E un tip ieșit din comun pe care ne-am prietenit cu el și ne-am întâlnit la... Tu l-ai cunoscut la deschiderea templului, la muzeului. Au venit o grămadă de voluntari care au făcut curățenie în cimitirul din Cernăuți. Cealaltă parte a monezii, la ora actuală apar articole tot timpul, în Ucraina, localnici au început să ia toate pietrele, toate monumentele, să facă construcții cu ele, să dezgroape morții, să caute dinți de aur, adică profanare neto. Adică e o chestie care e ambivalentă. Prefer să rămân la probleme din România. Ucraina are probleme de foarte multe feluri. Mă gândeam la faptul că guvernul României bugetează o instituție a statului care se ocupă de întreținerea cimitirelor din timpul războiului 2 mondial, din timpul războiului 2 mondial. E bine, avem de pildă, avem bani pentru întreținerea cimitirelor soldaților sovietici. Încă mai apar pe morminte, avem monumente de pildă să dau un exemplu, la Liteni. La Liteni avem un cimitir acolo destul de nu știu, 60 de pietre de mormânt, plus un monument care tronează cu steaua lui roșie, pe care nimeni nu a zis nimic peste ea, nici cu vopsea, așa. Deci românul până una alta respectă chiar și pe cei care ne-au culcat în picioare. Deci cu românii nu e o problemă. Ce o să problema fie? Problema este dacă guvernul ce da seama că și aceste cimitire evreiești
trebuie să luate în seamă până una alta. Este populație născută aici, pe teritoriul românesc, indiferent de ce religie, indiferent de ce rasă, indiferent ce s-a întâmplat înainte sau după ziua de 6 martie 1945. Dar eu zic că în timp ce, deci în timpul ăsta, în timp ce noi avem și întreținem și bugetăm întreținerea cimitirilor eilor ostașilor sovietici, eu zic că trebuie în aceeași măsură să avem... Ce părere aveți de legea nouă care am înțeles că se discută? Cine nu își îngrijește mormântul va fi desfințat sau așa ceva? Există o lege nouă care se discută în Parlament? N-am auzit despre... Da, e publicată pe net și apare în multe locuri. Dar eu zic că e pe caz de boală, e de perfuție chestia asta. Categoric. Păi și eu știu ce să zic, că de guvernanții care au tăiat pensiile părinților lor, păi trebuie spozurați în piața publică. Categoric. Scuză-mă până. Revenim la matinalul de la Telenor și cu lucruri mai plăcute, pentru că matinalul trebuie să fie ceva așa. Categoric. Nu v-ați văzut de mult, dar știai că în timp ce n-ai fost pe aici, prietenul tău, Mircea Băncescu, a devenit cetățean de onoare al municipiului Rădăuți? Maestre? Cred că s-a dat cezarului ce al cezarului. Da. Sunt vreo 10 ani, că nu mai țin minte. Știu că era ultima ediție, parcă, a festivalului. Era Frunză încă primarul, dar... Apropo de gheșefturi, unii îmi spuneau la toate medalele care le strângem, măi, ăștia, nu, dacă te duci la alimentare, nu îți dă nimic pe ele. Da. Da, pe eu am făcut 18 ediții. 18 ediții a Festivalului Internațional Arcan. Da, și m-am ocupat și de celelalte, dar mai puțin, așa. Nu m-am băgat chiar în față, pentru că erau alții care conduceau. Domnule Mircea Bălțescu, se spune că la umbra copacilor mari nu crește nimic. Crește iarbă deasă. Crește iarbă deasă. La umbra noastră? Da, cred că da. Cred că da. Adică ați lăsat moșteniri? Cam toți cei care au venit după mine au încercat, unii au reușit, alții nu, să facă ce am făcut eu. Și festivalul de acum, din atâția ani de când am plecat eu, 8 ediții s-au făcut de atunci. Și acum festivalul se desfășoară după același tipar pe care l-am conceput eu. Măcar ați creat continuitate, dacă nu o altă școală, da. Un altfel de tip de absolut tot. Inclusiv sigla. Da. O sfoară împletită care arată precum doi dansatori dintr-o sfoară. De la acea siglă și până la pancarta rotundă cu care un tânăr și o tânără îmbrăcați în folclorul specific, în costumul popular specific Rădăuțiului, duc această pancartă, au rămas toate ca pe vremea domnului Mircea Băncescu. Toate au rămas la locul lor, nu? Da. Și este bine că multe din cele ce s-au întâmplat, care au devenit cutume deja în spațiul românesc, să rămână la fel pentru foarte multă vreme. Da. Vă rog. Spuneți de siglă, nu? Da. Dar nu, dacă nu e aici. Există pe programul festivalului, telespectatorii noștri au văzut deja programul, cred că, și sunt fotografii acolo care prezintă. Eu știu sigla seamănă cumva, dacă putem face o asociere, cu arhitectura bisericilor din zona, bisericilor din mănăstirile... Sigla de la Arcanul. Arcanul este un dans bărbătesc. Dar sigla... Îi dau flăcăie cu Arcanul. Sunt două personaje realizate dintr-o sfoară. Și vine de la acea sfoară care era în capătul... Calusou de la... Arcanul, cu care se luau tinerii la oaste. Sigla a făcut-o... La Funia. Funia. Ca și legătură, sigur. Acum Arcanul era la Sou despre care vorbeam. Dar pe toate bisericile ștefariene se află Funia. Funia, da. De la... Sigur că da. Funia din exterior, da? De la streșnea fiecare biserici, care nu înseamnă, nu este, nu simbolizează, cum să vă spun, arestul, reținerea, așa. Deci nu spune sancțiunea.
Și unirea între legătura, oameni, da. Unitatea. Da. Brâu, cum se spune. Exact, brâu. Exact. Dar apare, se cheamă sfoară. Da. Mai sunt 10 minute până când matinalul de astăzi se termină și îți propun, Gabriel Ghincea, să atacăm finalul conversației cu invitații noștri de astăzi, domnul Bondi Ștenzler, primul toboșar de la formația Roșu și Negru, să ne spuneți cam ce se cânta, ce era în vogă pe vremea aia. Domnul director Mircea Băncescu, care a creat Festivalul Internațional Arcano, și revista presei, care o așteaptă foarte mult. Revista presei va fi una foarte scurtă, dar să continuăm cu... Da, cu o să profit de ocazie, fiindcă m-ați întrebat în prealabil, înainte de emisiune, de Liviu Tudan. Liviu Tudan s-a alăturat mult mai târziu, după ce Nancy Brande s-a plecat odată cu mine în Israel, și la ora actuală, la Iași s-a format actualmente, mi-a dat telefon Cosmin Marcovici, băiatul lui Geo Marcovici, prim tenor la opera din Iași. Și m-a întrebat, aveți ceva împotrivă să reînființăm Orchestra Roșu și Negru? Și bineînțeles că am fost de acord. Și după aia a vorbit și cu Nancy și am înființat Orchestra Roșu. Asta a fost așa, ca și cum spuneau rușii, noi am fost primii pe lună și am văzut-o roșu. Și au venit după aia americani și au zis, da, noi am scris Coca-Cola. El are drepturile de pline, în sensul ce că e moștenitor. Da. Ce date? E moștenitor. Acum, nimeni n-a avut brandul înscris la nu știu ce birou la de patente. Da, dar știu că în urmă cu un timp de nevasta lui Liviu Tudan i-a dat în judecată pe băieții din Iași că dreptul de roșu și negru îi revine lui Liviu. Părerea mea umilă că n-are nici în clin, nici în mânecă. O scris Coca-Cola la urmă. Da, exact cum Eba ar merge după moartea lui Băsescu să ceară părul Cotroceni. Cam asta este asociere. O ultimă întrebare, domnule Băncescu. Festivalul de anul trecut a fost la fel de valoros ca cel pe care l-a făcut prima dată? Ca prima ediție? E o mare diferență. Mare diferență, pentru că prima ediție a fost foarte grea. Foarte grea, rău atunci era... Mi-a spus, fără un leu, fără bani, fără nimic. Da. Cazări la internet. De anul trecut a fost, dacă m-ați fi întrebat, ultima ediție pe care am făcut-o ea, tot o mare diferență. Da. Era cu totul altceva. Da. Era mult mai multe informații, era cu totul altceva. Domnilor, vă mulțumim foarte mult pentru prezența noastră la telematinal, aici la televiziunea 9 Rădăuți. Și eu vă mulțumesc foarte mult, fiindcă am avut ocazia să-mi spun parte din biografie. Legătura cu Rădăuți, întâlnirea cu Mircea. Permit să-i spun chiar ce. am o fotografie când cântam la Nord. Da. Da. Dar n-am avut timp să o caut, că am o grămadă. Am să o caut. Pun pe... Îl păresc pe Cornelu Cârdeu, el a fost inițiatorul acestor... Am confrontat puțin. El totdeauna e divin. Da. E divin. Domnilor, vă mulțumesc pentru participare. O să închem acest telematinal extrem de interesant, plin de surprize, așa cum ați văzut, cu două știri destul de importante pentru cei din Rădăuți. Prima știre și cea mai importantă este faptul că domnul Olăreanu iar apare în presă pe prima pagină. Domnul Olăreanu este un om de prima pagină, păcat că nu este un primar de prima linie. Ne-am fi dorit să fie invers, adică un primar de prima linie și un primar de ultima pagină. Primarul din Rădăuți, ne spune Monitorul, cumpărați ziarul din Rădăuți, veți avea un material gazetăresc surprinzător făcut de colegii noștri de la Monitorul de Suceava, semnat Sandrino Neagu, un ziarist cu multă experiență calificat, să zic așa, în investigații. Primarul din Rădăuți, Aurel Olărean, acuzat de fapte cu cuiz mafiot. Nu că n-am fi știut chestia asta de ani și ani de zile, de dinainte de a fi primar. Dar acum, adevărul este precum un leu la suprafață. Un autodenunț, spune Monitorul, depus ieri la poliția din Rădăuți, de Colev SD, descrie mai multe afaceri din lumea interlopă, în care actualul edil a căutat oameni pe care să-i plătească pentru a incendia o televiziune rivală. Atenție! O televiziune rivală! Dar și pentru a-l bate ca la carte pe Constantin Boliacu, fost director la primăria din Rădăuți.
Cumpărați ediția de astăzi a Cotidianului Monitor. A doua știre, pentru că, ba, să fiu sincer, noi acum ne aflăm într-o televiziune. Eu mă simt, practic, simt pusă siguranța, la mare îndoială, siguranța și integritatea mea fizică. Dacă un asemenea de... E delirant ce auzim. Eu mă simt nesigur. Adică teroristul numărul unu al orașului este primarul. A doua știre interesantă este că, pe care o puteți citi în ziarul Obiectiv de astăzi, 4 iulie, Rădăuțean arestat preventiv după ce a lovit un polițist care l-a prins băut în trafic. Pardon. Un șofer a fost depistat în trafic în timp ce făcea scandal. Așa. Acesta a fost dus la secția de poliție unde a continuat circul. După care a fost dus la spital unde a lovit un polițist, polițistul pe care de fapt îl și însoțea. După faptele comisiei, individul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Și polițistul a rămas fără doi dinți. Și fără doi dinți. Doi dinți din față. Sorescu a scris trei dinți din față. Ei bine, dânsul nu de părere. Am încheiat acest matinal. Sunt Gabriel Ghincea. Ne vom revedea la un matinal pe marțea viitoare dimineață la ora 7. Eu vă spun o zi bună. Mergeți în centrul orașului. Este sărbătoarea voastră, sărbătoarea rădăuțenilor. Noi vă spunem cu toți o zi bună și la revedere! La revedere! La revedere! La revedere.